2 kg de smochine spălate bine. Sâmburi de migdală și coajă de lămâie. Punem pe foc 1 kg de zahăr, 300 ml apă, un vârf de linguriță de sare de bucătărie, și o linguriță cu vârf de sare de lămâie. Aprindem focul și lăsăm să dea fiert. Luăm un cuțit, tăiem codița și în fiecare smochină pe care o tăiem, introducem sâmburi de migdală. Procedăm așa, nu le tăiem, pentru că oricum se mai desfac la fiert. Și fiind dulceață, e foarte indicat să rămână fructele mai mult întregi. Dacă nu avem sâmburi de migdală și avem nucă, putem să punem și câte un miez de nucă, dar întreg. Deci să scoatem miezul de nucă aproape întreg. Când servim dulceața de smochine, să simțim, da, nuca în smochina respectivă. Zahărul s-a dizolvat. Nu lăsăm foarte mult să fiarbă, pentru că nu are foarte multă apă. Adaug o linguriță de coajă de lămâie. Și fructele smochinele gata pregătite cu sâmburii de migdală. Avem grijă să nu sară sirop pe noi, că e foarte periculos. Punem toate fructele. Am pus toate fructele de smochină. Avem grijă să fie toate în sirop. Da, când se fierb, se mai moaie și putem să le... Fără să le mestecăm prea tare, ca să nu le fermăm, să rămână fructele întregi. Și le lăsăm până devin sticloase. Bineînțeles, încercăm și siropul să fie fiert. Dulceața fierbe. Ca să nu ne iasă sâmburii din fructe, înțepăm cu un cuțit ascuțit fructele. Oricum o să mai iasă câte unul, dar în momentul în care punem dulceața în borcane, punem la loc sâmburii de migdală. O lăsăm să fiarbă până fructele devin sticloase și până siropul este ok. Strânge multă spumă. O adunăm. Nu lăsăm. Dacă nu avem sâmburi de migdală, sunt foarte buni sâmburii de caisă. Deci nu zarzără, caisă. Sunt asemănători cu sâmburii de migdală și mai ales dacă avem un cais în curte. De vremea caiselor acum se coc.
punem sâmburii la uscat și apoi îi folosim la dulceața de smochine. Sunt foarte asemănător cu sâmburii de migdală. Acum încercăm siropul. Punem pe o farfurie curată, uscată, o lingură de sirop și o punem la frigider. Deci în momentul în care dăm cu degetul, trebuie să rămână urma, dar să nu mai revină la loc. În acel moment e siropul ok, stingem focul. Așa arată, dar după ce am oprit focul, punem fierbinte în borcan, borcanele cu gura jos până se răcesc.